1 și... Perfect! O explozie de bucurie și de joacă a fost ieri la concursul de Kendama. Sute de copii pasionați de această jucărie au venit să demonstreze că sunt cei mai buni. M-am mirat foarte mult că am câștigat, dar nu este o mirare atât de mare pentru că mă antrenez foarte mult cu Kendama și puțin mă și așteptam, dar m-am bucurat foarte mult. A fost frumos, este al doilea concurs al meu și chiar îmi place să mă joc Kendama 3 ore pe zi. A fost bine! La început a fost ușor, dar după s-a îngreutățit. Cât de bun ești? Începător deocamdată. Mă jucam de 2 luni. Organizatorii au fost uimiți de câți copii au venit la concurs. Sunt peste 262 de înscriși, zic 262 pentru că acolo am oprit noi înscrierile, a fost o perioadă limitată în care acești oameni au putut să se înscrie, cred că dacă lăsam înscrierile continua și acum. Nu există o categorie de vârste, ci fiecare sunt chemați serii de câte 10 și trebuie să facă ceea ce le cere CRB. Cei mai îndemânatici copii au primit cadou câte o kendama, iar câștigătorul o excursie într-un loc la alegere din România.